Bună, prieteni, sunteți pe canalul tatălui meu, adică Sandu Nicolae Dragoș, și astăzi facem un videoclip că suntem la țară, am mai făcut unul, dar acum de asamblăm lucruri de-astea de lemn eu cu tataie, fiindcă așa, pur și simplu, fiindcă vecinii le mai folosim. Haideți să vedem ce face aici tataie. Îmi pare rău că n-am deschis videoclipul înainte, fiindcă asta e o casă de câini, ca să știți, o casuță de aia de câini. Cușcă de câini. Și da, avem vreo 1.000.000 de lemne aici și aia e. Ia dă-mi cu Tesla cea nefolositoare. Îl cap un șurub. Ei. Nu le pase aici, mă. Nu am nevoie de ele. Numai cuie, o să vedeți pe videoclipul ăsta, cred eu. De mănâncă. Shower-el. Ca să știți, aici, în caz că nu se văd, sunt multe urechernițe. Haideți să căutăm pe aici, pe jos, urechernițe. Au fugit, tata. Au fugit. Eu așa le mai văd că dacă câteva pe aici mai sunt. Te-ai tăiat rău? Ia arată la cameră. Vedem. Ce pieliță asta la degetul mare? La degetul mic. Uitați, avem și noi aici o tezlișoară și avem ce face. Tezlișoara. Ai vreun lemn să-l tai? Atunci, apoi, băieți, hai să căutăm ce să facem cu barosul ăsta. Stai să dăm mai aproape, că nu se vede. Că el aici se vede un ciocan mic, normal. Baros la propriu. Și e și greu. Stați să... Uitați. Hop. Are 500 de grame. E pentru copii un baros. Și pentru mine. Avem pe aici vreun cui, a? A? Văd că da. Ia să-l doborăm. Nu, mai mie. Ia uitați lișoara aia mică, că e greu ăsta. E greu, ca naiba, mă dor și mâinele când îl țin. Uite, asta e jlișoara. Uite, cu asta o să facem noi acum treabă. Că nu are nici 20 de grame. Și pum! Tataie, ce-i asta? Băieți, dacă știe... Ala? Da. E... Zic că oricum apare în bloc. Îți băgat araci. Ce e la arac? Aracii sunt aia pe care se leagă vie. Să nu se lase în jos pe pământ. Băi, stai să vă arăt și cealaltă căsuță. Încă nu-i demontată. Acolo a fost o altă căsuță, în caz că, dacă știți din videoul trecut, nu știu dacă v-am arătat, dar aici era o căsuță cu cușcă de asta de câini. Și acum, unde mai e? La mine în cur? Nu mai e. Că aia am distrus-o deja. Trebuie să-i mai scoată tataie cu ele.
fii, dacă pot să vă arăt. Aha, stai că mi-a sărit capucul din picior mâncat așa. Urita, aolo. Să vă arăt, dacă pot să vă arăt, ar fi fain. Asta e încă o cușcă nedemontată. E o cușcă care să aveam ce demonta la ea. O grămadă. Și aici, cum știți, căsuța mea, cătulul. Și în caz că când mai vin pe la țară o să-mi cumpăr un GoPro Hero, o să GoPro Hero 8, facem băi și un vlog cu piscina, în piscină, mâncați aș gura voastră. O cameră de-aia sub acvatică. Hai să vedem ce mai pe aici, șaure pe ore. Uitați ce am eu aici. Dacă nu focalizează, oare așa? Că dacă nu se vede, vă zic eu, belea. Deci am muncit atâta cu Tesla. Am muncit amândoi, eu și tata e cu Tesla. Am luat o pauză și... Acum m-am apucat de filmat. Tata e haide, aici pe mine mă doare. Unde? Aici. Păi de ce? Nu înțeleg. Te-a mușcat ceva? N-are. Ai făcut bătături de la... Cred că de la ciocane. Aoleu! Păi când ai avea de muncit 8 ore cu ciocanul și cu de alta, ce faci, mă? Hai că da. Hai că să fiu eu așa. La 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 la. Mă joc cu volumul camerei, în caz că nu știți. O să vedeți imediat un vlog pe canal. O să... De fapt, cam atâta vă arăt acum, că după aia va fi prea lungă vlogul și nu mă rasă YouTube să-l încarc. După aia, când începem cușca aia, fac alt vlog. Ia uite cine a venit. Cine a venit? Ihoho! Păi eu sunt pe vlog, cum să fac poze pe vlog? Păi eu sunt pe vlog. Hai să trăiți. Să rămână. Bine ați venit. Și cam atât pe ziua de azi, nu, grimează, nu pe ziua de azi. O să cu vlogul ăsta. Ne vedem data. Ia nepoate. La... Am făcut dulce cu brânză. Puțin, s-a oprit. Hai, ia le-și pune pe masă. Pa, pa.